Astăzi este o zi specială pentru noi, pentru femei. Este 8 martie, o zi în care primim gesturi de apreciere și de iubire. Este ziua femeilor, a mamelor. Nu am crezut vreodată că voi ajunge să transmit eu un mesaj unui bărbat de 8 martie. Dar iată că, din păcate, sunt nevoită să fac acest gest. Am venit aici, în fața ambasadei lui Putin în România, în primul rând să îl rog, măcar astăzi, să nu mai omoare femei, copii și oameni nevinovați. Am venit să rog să se întoarcă în timp și să se gândească la copilărie, la mama sa, care l-a iubit ca pe ochii din cap. Ar trage acum în ea? Cred că în demența sa ar face. Să se întoarcă din nou în timp și să se uite în pătuți, unde plăpânde stăteau cele două fetițe ale sale. Vai, vine bomba, trase de un despot fără minte. Nu am cum. Domnule, dacă cumva mai există bărbăție în tine, dacă mai există omenie în tine, renunță. Nu mai omorâ copile, domnișoare, mame, bunici. Nu mai omorâ pe nimeni. Te rog, în numele mamelor din Ucraina, România, în numele tuturor mamelor din lume, a tuturor femeilor. Nu aș vrea să știu cum te vor judeca fetițele cărora tu le omori, tații, frații, ce sentimente au, soțiile, cărora îi arunci în pământ. Sau soții sau mamele care își așteptau să-și vadă fiii acasă, dar iată, la masa de Paște. Domnule președinte Putin, iată ce cuvânt mare folosesc, președinte în loc de criminal, te rog din nou, gândește-te la mama ta, la soția ta, la fetele tale, chiar și la băieții tăi. Gândește-te că nu tu vei avea de suferit după această crimă odioasă pe care o comiți. Tu vei fi în altă lume. Ei, iată, rămân în urma ta. Cum îi va privi lumea? Ca fiii unui criminal? Da, ca copiii unui criminal. Oprește-te, fă-o pentru noi, pentru mame, soții, fiice. Mă rog lui Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, să te trezească din nebunie, acum când nu este gratis.